În ultimii ani, rap-ul a cunoscut o popularizare în rândul tinerilor, care au început să-l asculte frecvent, ajungând cunoscut în toată lumea, nu numai în suburbiile americane. Unii rapperi au sfârșit în mod tragic din cauza mesajelor transmise în melodiile lor, cei vizați de aceștia nefiind încântați de acest lucru. În cele ce urmează vă prezint 10 rapperi care au murit împușcați. Frikita. Rapperul Frikita, crescut în Queens, New York, ca traficant de droguri, dar a cunoscut succesul ca rapper destul de repede cu una dintre cele mai iubite trupe din New York. Cunoscuți pentru îndemânarea cu care dădeau versurile în microfon și pentru respectul oferit înapoi comunităților din care au provenit, Lost Boys au lansat câteva albume înainte de moartea lui Frikita, în 1999. Trupa nu s-a mai ridicat niciodată la succesul obținut cu albumul de debut, Legal Drug Money. La vârsta de doar 27 de ani, Frikita a fost împușcat în cap după ce a plecat de la o petrecere din Queens. Soulja Slim. James Edrill, cunoscut sub numele de scenă Soulja Slim, a fost un rapper și compozitor american. A scris hitul numărul 1 în Statele Unite, Slow Motion. De ziua recunoștinței, pe 26 noiembrie 2003, un necunoscut l-a împușcat de 4 ori, de 3 ori în piept și odată în față, chiar în fața casei mamei lui. Un individ a fost arestat și acuzat pentru crimă, însă acuzațiile au fost mai târziu retrase. Mac Dre. Andre Louis Hicks, cunoscut sub numele de scenă Mac Dre, a fost un rapper american. În timp ce se afla la închisoare pentru complicitate la jaful unei bănci, Dre a înregistrat versuri prin telefonul închisorii, iar mai târziu melodiile au fost incluse în două albume. În 2004, la 8 ani după ce a fost eliberat din închisoare, Dre a fost împușcat dintr-o mașină care trecea pe lângă el, iar rapperul în vârstă de 34 de ani a fost ucis. După moartea lui, au mai fost împușcați 3 oameni care aveau legătură cu crima lui Dre. Yaki Kadafi. Yafeu Akiele Fula, cunoscut sub numele de scenă Yaki Kadafi, a fost un rapper american, fondator al trupei rap The Outlaws. Pe 10 noiembrie 1996, la 2 luni după moartea lui Tupac, Kadafi a fost găsit întins pe scări la etajul 3 al unei clădiri de apartamente. Acesta fusese împușcat accidental în cap de vărul prietenului din copilărie, poreclit Napoleon. Acesta s-a predat mai târziu la poliție și a primit o pedeapsă de 8 ani de închisoare. Scott LaRock. Scott Monroe Sterling, cunoscut sub numele de scenă Scott LaRock, a fost un DJ american. Acesta a suferit o moarte violentă în anul 1987, după ce a încercat să intervină într-o dispută între niște tineri. A fost împușcat în cap și a fost dus de urgență la spitalul Lincoln. A rămas conștient și a fost dus în sala de operație, dar acesta a murit la o oră după ce a fost împușcat. Proof. Proof a fost un rapper și actor american din Detroit. În copilărie a fost prieten apropiat al rapperului Eminem, care locuia pe aceeași stradă. În 2006, Proof a fost împușcat într-un club After Hours din Detroit, după o controversă asupra unui joc de biliard. Se pare că rapperul american a împușcat mortal un alt individ, înainte să fie omorât de unul dintre bodyguardii clubului. Big L. Lamont Coleman, cunoscut mai bine după numele lui de scenă Big L, a fost un rapper american care a adus contribuții mari la muzica orașului New York în anii 1990, ca un membru al formației de hip-hop colectiv DITC. Rapperul a fost împușcat în Harlem în 1999, asta din cauza că versurile sale despre lumea drogurilor au supărat câțiva traficanți de droguri din New York. Jam Master Jay. Fiind unul dintre pionierii muzicii hip-hop, Jam Master Jay a cunoscut faima ca DJ și membru fondator al legendarului grup Run-DMC, trupa care a pavat drumuri pentru nenumărate staruri rap. Jay și Run-DMC s-au ridicat din New York la vremea când hip-hopul era doar un fenomen urban, iar stilul inovativ al formației poate fi considerat răspunzător pentru succesul de azi a stilului. Chuck D de la Public Enemy i-a numit pe Run-DMC ca fiind oamenii cei mai geniali în arta de a crea beat-uri. Jay a fost împușcat și omorât în 2002 într-un studio din Queens. Avea 37 de ani. Criminalul nu a fost prins nici astăzi. Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. a urcat în vârful topurilor muzicale și a vândut milioane de discuri în timpul scurtei sale cariere de 5 ani de zile. Cu flow-ul său ușor și poveștile despre viață, B.I.G. a câștigat imediat publicul new-yorkez. După o luptă verbală cu rivalul Tupac, B.I.G. a fost împușcat la vârsta de 24 de ani, la doar 6 luni după moartea lui Tupac. Există o mulțime de teorii despre moartea acestuia, dar crima încă rămâne nerezolvată. Tupac.
Tupac a fost un artist american renumit pentru stilul lui de rap și muzica acestuia, cariera de actor, poezii și activitatea socială. Majoritatea cântecelor lui Tupac sunt despre viața grea din ghetouri, rasism, problemele din societate și uneori insulte adresate altor rapperi. Viața lui Tupac a luat sfârșit la vârsta de 25 de ani, după ce a fost împușcat în Las Vegas, la câteva ore după ce a fost prezent la un meci de box cu Mike Tyson. Crima a rămas nerezolvată, iar unele surse spun că totul a pornit de la o ceartă cu un membru al găștii de cartier care erau inamici de moarte ai găștii Bloods, din care făcea parte și anturajul Dead Row. Cam atât a fost și în episodul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe. De asemenea, te invit să arunci un ochi pe alte clipuri de pe canal. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi faină, iar noi ne vedem ca de obicei data viitoare.